Laxativele sunt o soluție, să zicem, de moment în anumite situații, iar faptul că abuzăm de ele este iarăși o situație destul de frecvent întâlnită, mai ales la persoane vârstnice, dar nu numai. Ele în timp, în primul rând, nu-și mai au eficiență, deci își cad eficiența. Sunt mai multe clase de laxative. Cele mai bune, ca să zic așa, sunt cele pe bază de plante. Deci sunt laxativele cele mai ușoare. Cele mai agresive sunt cele osmotice, cum sunt soluțiile care pregătim pentru colonoscopie, să zicem. Din punctul meu de vedere, se poate ajunge și la cazuri extreme, mai ales dacă abuzezi, dacă iei mai multe odată ca să ai efectul imediat. Episoadele de diaree poate să ducă la dezechilibre hidroelectrolitice, în special de electroliți, scad ionii de potasiu în special, omul poate să amețească, cade, se izbește, mai ales mă refer la persoanele vârstnice. Deci cumva e un risc și ar trebui să ne îngrijorăm dacă nu ne renunțăm la ele. În loc de laxative, mai bine ținem seama de toți ceilalți factori care combat constipația. Mă refer aici la o alimentație bogată în fibre, la un aport suficient de lichide și la mișcare.